Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Continuă discuțiile înainte de următorul sezon de Liga 1. Încep tratative pentru transferuri, nu atât de multe ca în alți ani și nu pe bani atât de mulți ca în alți ani, pentru că această criză financiară în urma pandemiei de coronavirus a lovit puternic cluburile din toată lumea, nu doar din România, însă se discută totuși despre transferuri pe bani. FCSB ar vrea un jucător de la Șepși, însă prețul a crescut după calificarea lui Șepși în cupele europene. Dinamo are o datorie foarte mare născută brusc după procesele pierdute la FIFA în fața a doi jucători, fost jucători de al lui Dinamo, Borja Vaie și René Inoho. Procese în urma cărora Dinamo pierde aproape 500 de mii de euro sau trebuie să plătească aproape 500 de mii de euro salariile jucătorilor după ce aceștia și-au reziliat unilateral contractul din cauza neplăților salariale. O să discutăm și despre anul în care va promova Steaua în Liga 1, pentru că sunt discuții în acest moment. CSA Steaua trebuie să treacă printr-un proces de reformare administrativă pentru a putea ajunge în Liga 1. Nu a fost pornit încă acest proces. Durează până când CSA Steaua va putea fi eligibilă pentru a merge în Liga 1, pentru a promova în Liga 1. Probabil că va urma un an de stagnare în Liga 2, după care cei de la Steaua vor încerca să promoveze. O să discutăm și despre cine mai este vehiculat pentru banca CFR-ului. E o liniște suspectă la Cluj. Nu a fost anunțat noul antrenor după plecarea lui Edi Ordănescu. S-a vorbit că Edi Ordănescu ar putea fi întors din drum, mai degrabă nu, însă sunt tratative, sunt discuții legate de antrenor. O tăcere, spuneam, destul de suspectă din partea celor de la CFR Cluj, care e posibil să-și fie ales deja noul antrenor, dar să aștepte încă să-l anunțe. O să discutăm despre toate astea, o să mai discutăm și despre amicalul României cu Georgia. Însă, în dimineața asta, o să discutăm despre viața și cariera unui fotbalist care la începutul anilor 2000 apărea în fotbalul din Liga 1, venit de la Baia Mare, de la FC Baia Mare. Debuta în Liga 1 la 21 de ani, în 2000, într-un meci pierdut cu Steaua, 4-5, însă dădea și gol. E vorba despre Marius Șuleap, care un an mai târziu juca finala Cupei României cu Rocar în fața celor de la Dinamo, o finală pierdută cu 4-2, un jucător care promitea foarte mult în fotbalul românesc, dar a cărui carieră a stagnat, a avut de suferit în urma unui incident nefericit petrecut în 2002, în februarie, într-un cantonament din Cipru, atunci când, fiind legitimat la Universitatea Craiova, în urma unei ciocniri cu portarul Cristi Neamțu, acesta a decedat după o săptămână. E o poveste tragică, o poveste dramatică, o poveste care a afectat, din nefericire, cariera lui Șuleap, care ulterior a mai jucat la Poli Timișoara, a plecat în Azerbaidjan, s-a întors, a jucat pentru Unirea Urziceni înainte ca Unirea să devină campioana României, însă l-a avut pe Dan Petrescu, a jucat la Gloria Buzău, apoi a mers un pic în Grecia și și-a terminat cariera în Liga a doua, Snagov și Botoșan, fiind cluburile ultime. În această dimineață mergem în nordul țării, mergem și discutăm cu Marius Șuleap, a ajuns la 41 de ani. Ce face Marius Șuleap? Fost fotbalist, spuneam, de Liga 1, multe meciuri în Liga 1. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Ce faci? Nu te-am mai văzut de peste 15 ani. Da, am ieșit din fenomenul ăsta cam acum 10-11 ani. Ai spus bine, ultimele echipe au fost FC Botoșani în țară și Snagov. Da. După ce m-am întors de la Ofi Creta din Grecia. Ce faci? Cum îți merge? Cum e viața ta în momentul ăsta? Mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat Dumnezeu un copil acum 5 luni și merge extraordinar de bine. Să străiască. Îmi umple viața, mulțumesc, îmi umple viața din plin. M-am apucat puțin de o mică afacere aici la Botoșani, o terasă. Merg terasele și în perioada asta, Marius? Mai merg? După... Nu prea, acum am dat drumul, de fapt, duminică vreau să dau drumul oficial. Așa, sper să meargă, să ieșim din pandemie, din toate problemele astea care le-am avut de un an jumătate și sperăm să revenim la o viață normală. Cu fotbalul cum? Ce legături mai ai? Cu fotbalul, ultimele două luni câtă treabă am avut, nu am mai urmărit niciun meci, să spun sincer. Așa. Dar în rest așa urmăream, îmi plăcea să mă uit, mai ales la meciurile Barcelonei, la meciurile de Champions League. În rest nu prea... Nu, pare că te-ai rupt un pic așa de fotbal. De ce? Da, da, nu, adică sunt foarte mulți care spun, domnule, după ce mă las de fotbal, vreau să rămân în fenomen, vreau să mă fac antrenor, fie de copii, fie antrenor de seniori, fie conducător de club. N-ai avut impulsul ăsta deloc? Ba da, am terminat școala de antrenori acum 2 ani. Da? Licența B. Așa. Dar vorbisem cu Leo,
grozav. Am semnat cu Maria Prodan un contract de impresariat cu Leo împreună și dar a fost chestia, Leo a plecat la SEP și noi ne așteptam pe undeva să găsească o echipă pe afară atunci. Înaintea pandemiei, în 2019 se întâmplă asta. Așa. Iar după pandemie, dacă m-am retras aici, mi-a dat Dumnezeu și un copil, cu antrenoratul, copiii, juniorii și toate centrele au fost închise. Da. De-abia dacă au început echipele mari. Și practic ai rămas cumva, te-ai decis să nu mai faci chestia asta sau e doar o perioadă? Nu știi încă sigur ce va urma. Nu știu ce va urma, dar momentan nu cred că... Deci nu te atrage atât de tare. M-am băgat în business-ul ăsta, trebuie să mă ocup și trebuie să fiu zi de zi aproape. Ar fi trebuit să fii secundului grozavului Leo la Botoșan, nu? Sau? Nu la Botoșan. Unde mergea el? Da. Asta e în cazul în care găsea echipa afară. Dar el imediat a fost contactat de domnul Schweitzer pentru că eu m-am lucrat împreună. Uh-huh. Iar Leo e un antrenor foarte bun și au avut nevoie Sepsi. Și prin urmare, uite rezultatele care le are la Sepsi de un an jumătate de când e. Uh-huh. Ce crezi că se va întâmpla cu el? Care crezi că va fi parcursul lui? Apropo de Leo Grozavu. Eu mi-aș dori să rămână la Sepsi și să se bată la titlu anul acesta. Chiar vorbeam cu domnul Schweitzer și am zis, din ce am văzut, dacă aduce 3-4 jucători de top, da, adică peste media din campionatul românesc, ar putea să, la ce se joacă acum, ar putea să câștige campionatul la anul, la ce seriozitate, la ce organizare acolo, cred că se pot bate la titlu cu șanse foarte mari. Așa fotbalul cum ți se pare în Liga 1 în momentul ăsta? La două decenii după ce debutai tu în Liga 1? Nu știu ce să zic, dar cu pandemia asta, cu stadioanele goale, fără spectatori și așa aveam probleme și înainte când puteau să vină spectatori. Da. Veneau puțin, dar acum, nu știu, mi se pare straniu așa. Și, nu știu, nivelul a scăzut foarte mult din ce văd, față de anii care au fost, parcă. Și acum ar trebui să joace, adică, nu știu, să fie mai performant, pentru că sunt destui bani acum. Ajută televiziunile, sunt patroni implicați care bagă mâna în buzunar și cotizează destul de mulți bani. Ar trebui să fie nivelul mult mai ridicat. Mă uit și la echipa națională, foarte greu ne facem un 11 și să fim competitivi. În cupele europene nu mai spun. Uh-huh. Dar așa raportul de forțe din campionat, cum ți se pare? Cu CFR care ia ultimele 4 titluri, cu FCSB care nu reușește să mai câștige titlul de atâția ani, din exterior, așa cum se vede. La FCSB, așa, care e problema. CFR-ul, eu zic, printr-o organizare bună și, nu știu, au fost mereu acolo. Organizare, jucători, au adus jucătorii peste nivelul campionatului românesc, antrenori, uh-huh, în primul rând antrenori, au avut cu Dan Petrescu, cum îl critică lumea sau alea, dar l-am avut antrenor, e un antrenor care e profesionist în toate punctele de vedere. Cu toate care și el defectele lui, dar ca profesionist n-ai ce să-i depășesc. Cum a fost sezonul cu el la Urziceni? Tu ai fost înainte, cred că cu 2 ani înainte ca Urziceni să câștige campionatul, ai fost acolo? Da. Atunci venise și el, cred. Eu am lucrat cu domnul Stângaciu la Timișoara și am vorbit și el m-a propus. Uh-huh. Am venit jumătate de an, am avut și acolo ghinion, am avut o accidentare, am avut o colică renală. Chiar înainte de campionat să înceapă la primul meci de la Oțelu, m-am accidentat. Da. După mi-a revenit și am avut o colică renală cu niște pietre la rinichi, am mai stat câteva săptămâni și jumătate de ani au trecut, nici n-am simțit. Am jucat foarte puțin. Nu știu dacă am 2 meciuri jucate. Nu, un meci ai jucat. Ai un meci jucat. Cu Pitești, da. Da, exact. Dar așa... Și... Da, spune-mi, scuze. Asta spuneam. Din cauza accidentărilor și din cauza problemelor care le-am avut,
Vă dai seama, un antrenor când vrea să facă performanță, nu se poate baza pe un jucător care e mereu accidentat și care a jucat un meci într-un tur de campionat sau un retur, da, cum a fost atunci. Dar așa am transferat, m-am plecat. Impresia ta asupra lui Dan Petrescu, care ai spus mai devreme așa în câteva cuvinte, dar detaliază-ne un pic, adică dacă ne poți povesti un pic din modul lui de lucru. Modul lui de lucru era unul, nu știu dacă dur, dar unul profesionist. Mulți spun că e dur, da. Unii spun că ar fi dur. E dur, dar în România dacă nu ești puțin stăpân așa, nu prea poți să faci performanță. Dacă jucătorii sunt lăsați lejeri și nu te implici prea mult, nu, cred că pierzi vestia. Adică trebuie să fii un pic, să te știe de frică jucătorii în România, asta spui. Nu, asta vreau să zic, nu neapărat de frică, dar să-ți impună respectul ăla și... Aha. Asta, nu neapărat de frică, la Dan Petrescu nu știa nimeni de frică, dar oricum. A plecat toți capul și era respectul ăla. Știind și numele, știind și ce a fost înainte, dar oricum, e, din punctul meu de vedere, un antrenor cu care am lucrat și un antrenor profesionist, din toate punctele de vedere. Cel mai bun antrenor cu care ai lucrat? Poți să spui că e? Nu pot să spun. Și pot să spun și domnul Țiți Dumitriu, care m-a debutat. Așa, la Rocar. Da. E un antrenor care tot așa a avut performanțe. Dar sunt antrenori de top, din punctul meu de vedere. Acum, fiecare are părerea lui. Ai vreo amintire cu Petrescu pe care ne-o poți povesti în dimineața asta? O chestie care să arate modului de lucru, să exemplifice mai bine modul în care lucra el, cum era interacțiunea cu jucătorii, ceva ce poate fi povestit? În primul rând, ciclul săptămânal. Da. Nu era niciodată același. Aha. Antrenamentele erau schimbate de la zi la zi, chiar de la săptămână la săptămână. Și venea cu metode noi mereu. Ca să nu te plictisești, tu ca jucător. Nu știu neapărat dacă să nu te plictisești, dar inventa mereu. Avea mereu antrenamente, erau antrenamentele schimbate. Uh-huh. Și antrenamentele chiar foarte bune. Cu toate că nu ne spăreau grele, știi cum e ca fotbalist, da. Te plângeai, te... Ca cât mai facem, cât nu mai facem, dar el știa ce face. Deci asta, schimba ciclul de antrenament, era tot timpul altul. Da. Amenziile pentru pasele cu călcâiu erau deja în vigoare, că ulterior au intrat în vigoare în sezonul câștigat. Nu, atunci nu. Atunci nu era. Înțeleg că doar pentru oamenii din atac erau totuși valabile, adică în apărare puteai să dai, dacă erai într-o situație de criză, puteai să faci ceva, da? Nu știu atunci dacă a luat cineva amenzi pentru... Așa ceva. Da. Vreau să te întreb cum e pentru un fotbalist care n-a avut niște salarii, că nu cred că ai avut niște salarii grozave, ba chiar spuneai, domnule, acum sunt mai mulți bani decât erau pe timpul meu în fotbal, drepturile TV, cum e pentru un fost fotbalist în momentul în care se retrage... Cum se poate descurca el dacă nici nu profesează mai departe în fotbal și se gândește la un business așa, ca soluție după câțiva ani? Cum te descurci? Iartă-mă că te întreb așa, dar e important pentru că sunt foarte mulți fotbaliști care, după ce se lasă, au probleme să-și găsească cumva un rost în viață. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, m-am descurcat mereu, chiar și cu salariile care le-am avut, dar nu pot să zic, am câștigat destul de bine și la OFI Creta și în Azerbaijan. Uh-huh. Pentru timpurile care erau atunci în Azerbaijan, când am auzit prima dată, eu am fost primul fotbalist român care am lucrat în Azerbaijan. Da? Când am auzit prima dată de Azerbaijan, mi s-a părut așa straniu, și Doamne, unde mă duc acolo, nu știu cum e, nu prea am fost de acord. Așa. Atunci, cu Gherghișan, cu Traian, știu că... Impresarul. Da, el... Așa. El m-a dus. Iar salariile au fost destul de bune. 2 ani de zile că am stat în Azerbaijan, la OFI Creta și chiar la Buzău și la Urziceni. Bine, nu ca în perioada aceasta, dar oricum. Pentru nivelul de trai din România a fost foarte... A fost ok salariul.
dar probabil tu ai fost mai cumpătat decât alți fotbaliști, mă gândesc. Nu, neapărat, nu a fost nici eu prea cumpătat, nu? Dar n-a fost, n-a. Dacă am avea mintea de acum, așa, atunci când jucam, poate... Ce ai schimbat, dacă ai avea mintea, dacă ai fi avut mintea de acum atunci? Ce ai fi schimbat în cariera ta? Hai să vedem. În primul rând, aș fi schimbat... aș fi fost profesionist în toate punctele de vedere, ca fotbalist. Când n-ai fost profesionist? Povestește-ne când... Ce se întâmplă? Nu e neapărat că am fost profesionist, că mă antrenam foarte bine, dar... eram cu Caterinca, cu glumele, cu tot timpul. Luam așa, luam unele chestii în râs, la mișto, cum ar veni și... Nu, nu prea. Astea mi-au... La un moment dat s-au adunat și... Tot eu am avut de suferit. Așa, zim, scuze. Eram foarte... Nu suportam să mi se reproșeze nimic. Tot timpul aveam certuri. Cam cu toți antrenorii am avut incidente. Și la Timișoara, cu Pandi, mi-aduc aminte. Așa? De la ce v-ați luat? Cu Pandi era totuși greu să te iei. Da, cu Pandi e greu să te iei, dar cu Pandi, un antrenor, la fel, foarte, foarte dur, cum ar veni. Da? Da. Sever. Sever, da. Povestește-ne episodul cu Pandi, că trebuie să fie simpatic. E un tip spectaculos așa, chiar și când e supărat, e un tip spectaculos și simpatic. Imediat dacă vedea că ai făcut chiar și o mică greșeală, chiar și alea, imediat te reproșa. Și a fost așa, nu a fost adică ceva extraordinar, dar cu toată lumea. Și cu Buia Elaga, care vorbea, au fost și colegi. Nu ținea cont de nimic, Pandi. Când era la antrenamente, la meciuri, la astea, nu ținea. Iar la el era corectitudine. Chiar dacă mă certam, m-am certat o săptămână întreagă, mă gândeam la următorul meci, nu cred că o să joc. Nici nu s-a pus problema. Adică nu judeca în funcție de chestii personale? Nu, niciodată n-a judecat în funcție. El își vedea interesul lui să câștige meciul. Asta nu-l interesa, că astăzi te certa, mâine te înjura sau asta. Când venea ora meciului, făcea 11-le corect, care credea el că e cel mai bun la ora actuală. Fii atent, te transportă înapoi în timp în 2004, undeva în aprilie 2004, începutul lui 2004, Poli Timișoara, Steaua, 1-8. Ai jucat în meciul ăla. Da. Povestește-ne povestește-ne seara aia. E un rezultat neașteptat, un rezultat care rămâne cumva în istoria fotbalului românesc. Așa, de ce? Mi s-a făcut pielea de găină când mi-am adus aminte de meciul acela. Erau 50.000, ploua. Da. Era chiar în ziua de Paști, dacă mi-aduc bine aminte. Cred că a fost în sâmbătă. Noaptea a fost în pielea. Exact. Nu. Ziua așa. 50.000 erau în tribune, da. Și mai erau încă vreo 10.000, 15.000 pe afară, da. Care n-au putut să intre. Am avut 11 metri la Aurelian Dumitru la 0-0 și roșu, iar pe faza următoare am luat noi roșu, a luat bătrânul roșu și 11 metri. Astea, atunci Steaua avea o echipă, de ce mi-aduc eu aminte, foarte bună. Bine, nici voi n-aveați o echipă foarte slabă, adică Timișoara nu era o echipă slabă. Uite, mă uit acum peste echipă, Bătrânul, cine mai era? Uite, Voicu, Buia, Bălace, Silvășan. Nu era o echipă, tocmai era echipa voastră, cu Grigore în poartă? Da, dar nu era, dar oricum nu ne puteam compara cu Steaua la ce jucători, la ce salarii aveau, jucau în cupele europene. Atunci țin minte o fază că i-am zis, erau Vivi Răchite la ei. Așa, da. Și Rădoi, fundași și centrali. Așa, da. Și i-am zis la un moment dat că, nu știu, la 5-0 sau 6-0, 5-1, 6-1, i-am zis, gata, bă, frate, opriți-vă și voi, că, uite, sunt 50.000. Ajunge, ați câștigat meciul, suntem 10 oameni, nu ne mai mor. Și mi-a zis Vivi la mișto, păi hai să ieșim de pe teren atunci. Stai să-ți spun în continuare. Iar următorul an, da.
au venit Steaua la noi. Da. Jucam, am jucat sâmbătă sau duminică și ei aveau meci cu Villarreal în Europa League sau Cupa UEFA, cum era pe atunci. Așa. Și s-a terminat 1-1. Și la un moment dat, nu știu ce jucător, cu Neaga m-am luat, dacă țin bine minte, și mi-a zis, bă, toți și voi mai ușor, că avem meci mai ușor, adică intram destul de tare. De tare la... Ne-am organizat, zic, hai să nu ne mai facem de râs. A fost anul trecut, a fost o întâmplare, a fost un accident, hai să ne mobilizăm și să facem un meci bun asta. Și la 1-1 tot și vine și îmi zice că, bă, toți și voi, și am zis, păi vreți să ieșim de pe teren acum, dacă aveți voi meci, hai să întrerupem, ieșim și noi. Acum, anul trecut când mă rugam și ne-ați umilit, L-ai plătit cu aceeași monedă? Nu neapărat, toată echipa, nu eu. Da. Toată echipa, da. Dar uite, sunt curios, ce discuții au fost în vestiar după 1-8? Când intri în vestiar ca fotbalist după un meci pierdut 8-1, la finalul căruia, nu numai că stadionul nu te huiduie, ba chiar te încurajează, deși ai pierdut 8-1, ce se întâmplă într-un vestiar? Ce s-a întâmplat? Mai ții minte? Pandi, știu la conferința de presă, că am fost la meci și la conferința de presă Pandi a făcut un circ teribil cu un ziarist aflat undeva în fundul sălii. Dar ce v-a zis în vestiar? Mai ții minte? Asta am vrut să zic. A fost, cred că, cel mai calm din toată lumea. N-a spus nimeni nimic în vestiar atunci. Toți eram supărați și eram... Dar nu, am crezut că vine și ne distruge. Nu, atunci a fost cel și cel mai calm. Țin minte că am ieșit la masă. După meci? A doua zi. Aha. A doua zi imediat am intrat în cantonament. Da. Că am jucat la... Următorul meci a fost la Național, am jucat miercuri. Exact după câteva zile. Cu Fecea Național, ne-a făcut 0-0. Dar țin minte atunci chiar nu a reproșat la nimeni nimic. S-au avut o discuție cu bătrânul, că de acolo cred că s-a cam rupt. Dar în rest nu, a fost foarte cald. Cred că de aia s-a luat de ziarist ca să-și verse nervii și supărările pe altcineva, nu pe noi atât. Da, a făcut un circ teribil la conferință. Tu ăla din fundul sălii urla la un ziarist cu șapcă, că avea șapcă în cap în sală și că nu respectă că stă cu șapcă în cap. Mă rog, după povestea asta a avut o ieșire așa destul de dură Pandi în momentul ăla. Și cred că ProSport nu i-a mai dat numele multă vreme, lucru care l-a afectat foarte tare. Fii atent, finala Cupei României 2001 cu Dinamo. Ce ți-aduce aminte de la meciul ăla? Pentru Rocari era o prezență surprinzătoare într-o finală de cupă. Dinamo luasem era... cu 3 zile la Craiova. Luasem bătaie cu 3-1 și am retrogradat. Da. Iar pentru noi finala... Nu știu, mai bine nu jucam finală și rămâneam în Liga 1. Era... Mi-aduc aminte când ne-am pitrat Urs Maier, am avut 2-1 la pauză. Am luat bătaie 4-2 Dinamo la fel, o echipă de top atunci. Cu Lupescu, cu Marius Nicolae, Gianni Chiriță. N-ați putut să faceți mai multe meciuri ăla, doar 2-1 la pauză. Am făcut doar o repriză. Dacă jucam câte o repriză, eram campioni atunci în România și câștiga și finala cupei. Păi dacă se punea doar prima repriză. Păi înseamnă că aveați un preparator fizic care nu era tocmai grozav. Atunci nu cred că era preparator fizic, dar nu neapărat preparator fizic, dar echipa așa, când ai început să pierzi câteva meciuri și te-ai dus în jos, e greu să trevi și am avut o echipă la Rocar, chiar cum pot să spun echipă de top și noi, cu ce fotbaliști era. Pe Alexa l-ai avut coleg, nu? Da. La Rocar. Cum era Alexa atunci? Nu cumva, era și Dani Coman sau nu era și Dani Coman? Nu a fost Dani Coman. Așa. A fost Zoli Ricli și da. Cu Paul, cu Ștefănescu. Ok. Cum era Alexa? Chirurgul. Chirurgul nu era chiar chirurg atunci. Chirurg a devenit după, când a ajuns pe la Dinamo, când... Așa. I s-au dat câteva grade la chirurg și a devenit puțin mai dur. Nu, era un jucător foarte bun, dar nu chiar în stilul care urma să fie.
După finala asta de cupă, tu ai plecat de la Rocar la Craiova. La Craiova. Și la câteva luni a venit momentul care ți-a influențat, cel puțin din exterior. Tot timpul m-am întrebat cum a fost viața ta după momentul ăla, februarie 2002. Mă gândesc că pentru un fotbalist să se transfere la Craiova era atunci un pas mare în carieră. Și ai avut o toamnă la Craiova, mă uitam acum, ia să vedem, uite. N-ai jucat, dar n-ai jucat mult în toamna aia. Sau cel puțin așa arată statistica oficial. Da, da, da. Dar cu răbdare probabil că... Așa, spune-mi. În etapa a treia, cred că, la Craiova. După un meci cu Steaua, da, care l-au avut în Ghencea. Da, ce să zic, la Craiova a fost foarte greu. Echipa deja era formată, a fost cantonamentul, era domnul Bondrea antrenor, când am ajuns. Era foarte greu să prind primul 19, dar am prins lotul mereu. Iar din iarnă am crezut că o să fie mai bine, o să prind antrenamentul. Dar a venit Florin Marin, nu în iarnă, venise Florin Marin. Da, 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 Florin Marin. Cu el am plecat în Cipru. Ok. El chiar dădea credit tinerilor. Și, dar v-am zis, incidentul acela cred că a schimbat foarte mult, multe lucruri în cariera mea de fotbalist. Te mai gândești la el la momentul respectiv? Da, să știți că am mai avut așa, dar aveam niște probleme de sănătate. Tu? Au fost mai multe chestii. Nu eu. Cristi Neamțu avea cu inima, mi-a ieșit ceva pe la vizita medicală. Atunci el și-a înghițit limba. Asta a fost singura problemă. După contactul care l-am avut, el și-a înghițit limba. Că mi-au scos limba până... Țin minte că toată echipa era deasupra lui. L-au transportat la spital și mi s-a zis că ne-au anunțat că e în com. Iar după 3 zile a urmat ce a urmat. Să dați seama că... Nu, cred că a fost o săptămână timp în care a stat în comă la spital, în parcă așa țin. Nu, 3 zile sau 4 zile, vă spun eu că asta. Ce? Nu, o săptămână? Nu o săptămână. S-a discutat foarte mult atunci pe tema asta. A fost luat și întors cazul pe toate părțile. Tu declarai atunci în presă, că am citit în dimineața asta, spune că era un exercițiu 1-1 cu el. Exact. Primeai mingea de la Ciurea, care era antrenor, nu? Secund sau ce era. Da. Ai scăpat cu el, ți-ai făcut mingea mai lungă, el a intervenit, te-a împiedicat și din cădere l-ai lovit cu genunchiul în... Nu, mi-am făcut puțin mingea mai lungă. Am ajuns primul la minge. Așa. Am dat mingea pe lângă el. Da. Țin minte că și-a pus Florin Marin, a strigat, la el, Neamțule, penalti. Da. Iar am dat mingea pe lângă el, m-a plonjat la picioarele mele cu palmele, mi-a dat peste gleznă și atunci în căzătură l-am lovit cu genunchiul în mandibulă. Asta a fost tot incidentul. Iar eu nici nu am văzut că eu am continuat, da. M-am ridicat și eram cu spatele. Da. Țin minte Rednic sau Danciu, știu că au fugit, erau în fața lui, urmau în spatele meu să... Da, la rând. L-au văzut în față și când au văzut că se zbate jos, au venit, trebuie, au început să țipe, atunci ne-am uitat toți, ne-am panicat și ne-am uitat tot la el. Doctorul nu era la teren atunci și a recunoscut chestia asta ulterior. Crezi că dacă doctorul era acolo în momentul ăla, lucrurile s-ar fi întâmplat altfel? Mi-e greu să spun, să dau un verdict, dar... Adică sincer, tu, gândindu-te la drama prin care ai trecut după și la tulburările prin care ai trecut în anii de după, ți-ai fi dorit ca doctorul să fi fost acolo? Mi-aș fi dorit să nu se întâmple, în primul rând, acest incident și acest. Mi-aș fi dorit, orice mi-aș fi dorit, dacă n-ar fi fost să se întâmple așa ceva. Și doctorul, și dacă aveam o salvare, l-au dus cu autocarul la spital. Pur și simplu urcat în autocar și dus cu autocarul. Exact.
Atunci, imediat după incident, sau a mai... Nu, am mai stat pe teren, cred că vreo 10 minute, un sfert de oră pe teren. Da. Iar când am ajuns la spital, vă dați seama că autocarul a fost ceva distanță, că noi nu făceam antrenamentele chiar acolo unde eram cazați în localitate. Uh-huh. Ne-am dus pe la un teren, pe la țară, nu știu pe unde. Da. Mă gândesc că zilele alea, citeam și citeam și ce spuneau părinții tăi, că colegii mei de atunci, de la ProSport, au fost la Botoșani și au vorbit cu părinții tăi. Era cumplit pentru familia și pentru familia ta, nu doar pentru familia lui Cristi Neamțu. Da, ei se gândeau să nu fac eu vreo prostie, să nu... Nu știu, tot mă sunau într-una, vorbeam cu ei. Nu, am fost speriat, adică și speriat și eram dezorientat total. Cum a fost viața ta după ziua în care ai primit vestea că n-a putut fi salvat, Cristi? Cum s-a schimbat viața ta? Oricum, mi-a fost bine deloc. Nici nu mai țin minte exact ce am făcut zilele următoare, dar nici nu am întrebat, cred că și noi după o zi sau două am mai stat și am venit în țară că a urmat înmormântarea. Am schimbat programul, dacă țin bine minte, nu mai știu dacă am mai stat două zile pe acolo. Iar eu la Craiova am fost atunci când am ajuns cu echipa, dar n-am putut să fac la înmormântare. Țin minte că m-am urcat în autocar și că am rugat să mă ducă la cantonament. Și autocarul te-a dus pe tine singur la cantonament? Da. Ce ai făcut în cantonament? Poți să întreb în momentul în care te-ai dus acolo? Nu, a venit prietenul meu, Luca Marius. Da. A venit de la București, vorbesem cu el și a venit și m-a luat de acolo și am venit la București. Din momentul ăla, cum te-ai simțit? Cum s-a schimbat viața ta asta? Sunt curios. Cum, din ziua aia, ai simțit că lucrurile nu mai sunt la fel? Nu neapărat că nu mai sunt la fel, dar am trăit cu... Chiar dacă a fost un incident involuntar, a fost ceva nevoit, nu știu cum să explic. Oricum, nu poți trece așa ușor. De-aia, mulți m-au condamnat că nu m-am dus la Craiova, nu m-am dus să vorbesc cu mama lui Cristi, domnul Nețoiu promisese ceva, asta nu știu ce a mai rezolvat el, iar eu ce puteam să-i spun la o femeie care era îndurerată și a pierdut copilul? Cum să-i spun, să zic că îmi pare rău, că îmi cer scuze? Și nu avea niciun, din punctul meu de vedere, niciun efect, nu avea absolut nimic. Sau îți era teamă să o dai ochii cu ea? Teamă așa, de ce reacție ar fi putut avea? Nu, dacă de teamă, dar credeam și simțeam în sinea mea că orice aș face n-ar schimba cu absolut nimic situația. Apropiații tăi povesteau la un moment dat, după câțiva ani, că ai intrat într-o depresie puternică după momentul ăsta. Nu neapărat o depresie, pentru că am fost atunci o chestie până... La petrolul, știu, țin minte că am fost la... M-am chemat Victor Becali, domnul Giovanni, și mi-am zis că o să mă ajute cu asta și, într-adevăr, a vorbit petrolul m-a dorit atunci și m-am dus la petrol. Iar am jucat cât am jucat, dar nu mă simțeam cum am fost eu înainte, țin minte, și la antrenamente, și la meciuri, și peste tot. Țin minte că și petrolul am retrogradat. Am început să-mi revin după ce am plecat de la petrol și am venit la Timișoara. Atunci parcă mi-am mai revenit puțin. Dar ai mai putut fi mental la fel vreodată după momentul ăsta? Te-ai gândit vreodată la chestia asta? Adică dacă ar fi să te gândești acum? Nu știu, atunci a fost o perioadă tulbure din viața mea, câteva luni, dar după m-am spus că mi-a revenit așa. Am mai avut, mă mai gândeam, n-am putut să uit niciodată, nici acum, incidentul care a fost, dar a trebuit să trec peste, să merg înainte și... Sunt curios dacă oamenii din jurul tău te-au îndrumat atunci, să mergi la un psiholog în perioada respectivă. Nu?
Nu, nu m-am întrebat, că au văzut că nu am nevoie de psiholog, nu am ajuns chiar, dar problema a fost alta. Am avut cam toată lumea alături de mine și chiar cei din presă și colegii și cam toată lumea am simțit că sunt alături. Deci nu a dat nimeni în mine, nu nici prin ziare, nici au înțeles incidentul. Și asta m-a ajutat foarte mult. Că dacă începea și lumea să dea în mine și asta, cu toate că eram nevinovat și mă simt și în momentul de față nevinovat. Dar a fost un incident în care am fost implicat și e neplăcut. Te-a durut când ai văzut acum, cred că 2 ani sau 3 ani, că mama lui Cristi Neamțu a spus că cumva, deși spune pe de-o parte că te-a iertat și că a iertat pe toți cei care ar fi fost vinovați, inclusiv pe doctorul Bătinanu, îl considera vinovat de moartea fiului ei, spune totuși că deși te-a iertat, te consideră în continuare criminalul fiului ei. Doare când citești așa ceva? O înțeleg ca și mamă, poate să zică sau poate să declare ce vrea dumneai. Nu am ce să-i zic, nu am cum să o stopez. Am citit tot ce a scris, nu numai acum, și în anii care au urmat după incident și ce declarații a dat, n-am putut să-i reproșez și n-am să-i reproșez niciodată nimic, care tot dreptul. V-am spus că mă simt, niciodată nu m-am simțit criminal, iar mă simt nevinovat pentru că știu cum a fost. Deci nu ce-a dorit nimeni. Dacă se întâmpla să fi decedat pe teren, atunci cred că eram... a fost accident de muncă, cum ar veni, dar poate mă simțeam mult mai vinovat decât acum. Dar când știu că a avut și niște probleme de sănătate, care doctorul a spus, nu le-am zis eu, și a urmat după câteva zile, nu a fost nimeni să-i dea un prim ajutor cum trebuie. Dar crezi că vei putea vreodată să-i dai un mesaj sau să-i spui sau să o suni sau să te întâlnești cu ea? Chiar dacă te simți nevinovat, simți că vreodată o să poți să faci chestia asta? Nu. Nu știu. Nu. Adică crezi că n-are rost? Nu cu rost, dar nu știu reacția dumneai sau ce ar putea să-mi zică. Când ea mă consideră... Oare ar putea crezi că ar putea totuși să se liniștească văzându-te și spunându-i, nu știu, ce simți tu să-i spui în momentul respectiv? Nu, cred că aș face... Mai rău? Da, exact. De-aia am și evitat. De-aia am și evitat. Am stat, am ascultat toate, am citit toate declarațiile. Dar mai mult de atât, mi-am cerut scuze prin intermediul vostru la vremea dat. V-am spus scuzele și poate într-o chestie de asta, scuze când vezi cafeaua pe cineva sau îi vezi un par de mână, atunci poți să ceri scuze. Dar când se întâmplă un incident în acesta... După plecarea la Petrolul, l-ai avut pe Todoran, nu, coleg? Acum mă gândeam. 2000... Am stat în cameră cu el, chiar am citit declarațiile. Așa? Ia povestește un pic de... Am stat în cameră cu el, cu așa? Eu ce vă să spun, a fost un coleg extraordinar pe vremea aceea. Eram încă copii, la 21-22 de ani. M-am înțeles foarte bine cu el. Cum e el? Cum e așa ca fire? Cum e? E o fire calmă, nu știu. Mi s-a părut straniu ce am citit și în ce am văzut că a fost implicat. Povestea cu Buzău, cu meciul în care îi spune lui Bălan să nu dea gol din penalti. Da, așa. Nu știu cât e de adevărat, dar mi s-a părut straniu. Eu știam că, adică știam de mulți ani că au fost suspendat mulți jucători de la Buzău, sau, dar că a fost implicat Dinu Todoran, aseară am citit, sau zilele trecute când ai scris, am văzut da. Articolul. Dar tu ai avut la Buzău cred că ai fost coleg, nu? Cu Viorel și cu bunică?
Cu Ioan Viorel? A fost doi. Viorel a fost antrenor. El a fost antrenor, da. Și bunică coleg de echipă. Da. Simțeai de atunci că au potențial să aranjeze meciuri sau? Nu. Păi uitați ce am pățit cu Steaua. Dacă... 1-8 sau care? Nu, cu Steaua cu Buzău, când au pierdut campionatul. A, 1-1 cu bunică? Da. Dar tu erai în lot atunci, dar n-ai fost în lotul pentru meci, nu? Da, păi n-am fost mult jucători în lotul pentru meciul acela. De ce? Adică, povestește-ne un pic. Nu neapărat. Deci nu a venit nimeni niciodată să ne spună, vedeți că trebuie să-i dați meciul lui Steaua sau trebuie să pierdeți meciul că Gigi Becali dă bani. Nu. N-a venit nimeni. S-au jucat pur și simplu. Au făcut echipa cum a crezut antrenorul. Iar Steaua a luat meciul în râs. Am crezut că ne dăm la o parte. Sau se dau copiii care i-a băgat la o parte. Uh-huh. Și a dat gol bunică. A dat gol într-un moment prin minutul 89 sau 90. Nu știu cât a fost la Victoria Liberă. Târziu, da. Hai să te întreb și pe tine. Ai simțit că ai jucat în vreun meci aranjat în carieră? Da. Da? Mă așteptam să zici nu. Deci chiar mă așteptam să zici. Nu, n-a venit nimeni să ne zică pe față, dar au fost meciuri. În Liga a doua, când eram la Snagov. A, la Snagov? Da. Cum ai simțit? Cum simțeai? Poți să povestești un pic? Nu simțeam. Va băga o echipă, va... Antrenorul nu s-a prezentat atunci la meci, țin minte la un meci la Piatra Neamț, s-a întâmplat asta. Așa? Și ce s-a întâmplat? Deci tu erai în lot? La bătaie cu 3-0. Da? Parcă așa mi-aduc aminte. Nu mai zic. Ai jucat? Da, a doua repriză, cred. Și antrenorul, ai zis că n-a venit la meci sau cum? Da. Păi? Da. Antrenorul nou. Fără nicio explicație sau cum? Ei, au avut niște explicații atunci, dar asta conta mai puțin. Poți să te întreb cine era antrenorul ăsta? Mihai Stoica. A, Mișu Stoica. Dar l-ai mai avut undeva, cred că, antrenor. Nu l-ai mai avut undeva antrenor? Nu, doar la... Doar la Snagov? La Snagov, atât. Dar crezi că n-a venit la meci pentru că voia să protesteze sau... Nu, așa cred că a fost, pentru că el nu era de acord. Așa? Și echipa a făcut-o cine? Finanțatorul? Cine a făcut-o? Nu. Finanțatorul chiar nu. Era domnul Mușa, primarul, dar nu a venit niciodată. Nu a venit, nu avea nicio treabă. Nu știu, nu trebuie să-i spun, sau nu știu cine a făcut echipa, dar în fine, asta... Nu a venit nimeni să ne spună, ați trebuit să vă dați la o parte, trebuie să pierdeți cu 3-0, 5-0, 8-0. Dar din ce ai simțit? Din ce ai simțit că nu e în regulă? Da. Sau câteva ceva vorbe au fost așa pe la colțuri așa și echipa când a văzut cum o face. Aha, a fost făcută strâmbă, adică, cam cum se face? Dar pe vremea aia nu erau așa cu pariurile cum au fost după. Ba, exact atunci începuseră puternic. După, cred că, atunci nu a venit să ne spună cineva că trebuie să pierdeți meciul ăsta, ca să joace la pariu. A fost atunci pentru că Ceaclău chiar voia să promoveze și a și promovat. Uh-huh. În anul acela. La Rocar nu s-a întâmplat niciodată? Era o echipă totuși despre care s-a vorbit că ar fi fost implicată în niște manevre de culise în perioada respectivă. Și uite, mă uitam, meciul cu Steaua 4-5 în care ai debutat, are un scor foarte ciudat meciul ăla. Și ai și dat gol în meciul ăla. Vă dați seama, eram copil, nici nu știam, am tremurat când am intrat atunci. Dar la Rocar, din cauza asta am și retrogradat. Am terminat turul pe locul 5. Așa. Pentru că s-au propus niște meciuri de astea, tu câștigi la mine, eu câștig la tine, sau chestii de astea, cum era pe vremea aia. Da. Iar domnul Florea, domnul Țițe și toată conducerea nu a fost nimeni de acord cu nimic. Au zis că se joacă numai pe teren. Și s-a jucat numai pe teren și ați pierdut. Țin minte că a fost domnul Florea era cu domnul Nețoiu și am avut ultima etapă din tur, când am avut după Craiova cu 2-0. Așa. Craiova, dacă pătea atunci, terminau turul pe primul loc.
Da. Era un bit valor, îi depășea pe Steaua. Așa. Și noi am bătut atunci. Și ultimul meci din campionat, când am retrogradat, noi dacă batem la Craiova ne salvăm. Da. Ne-au bătut pe Craiova, 3-1. Și eram foarte buni prieteni. Eu am plecat la Craiova, Alexa, am plecat mulți jucători atunci. Poate că domnul Florea voia să scape de echipă totuși și voia să o destrame. Asta nu știu dacă voia să scape, ce nu voia, dar să retrogradeze sigur. Pentru că la Rocarno am câștigat mai mult bani în anul acela, cum s-a câștigat la Steaua. Aveam prieteni și colegi și mi-a fost cu Vali Bordeanu, vorbeam mereu. Așa. Și eram mirat de câți bani câștigați putea să ne dea după fiecare meci. Țin minte că am bătut în Giulești cu 3-2. Da. Și ne-a chemat seara, târziu, ne-a dat primele la Rocar, la stadion. Exact. Bam. După meci, noaptea aia s-a întâmplat. Ba mulți. Da, în jur de $2000 a fost prima atunci. Deci un rezultat, făceați rezultatele astea și cu toate astea ați retrogradat, băteați în Giulești și retrogradați. Da. Păi am terminat turul pe locul 5. Știu că ai avut niște probleme, spune că ai avut niște probleme în carieră cu ochii, de la ce? Am fost operat în 98, când eram la Baia Mare, a fost o cataractă post-traumatică, de la o lovitură. În timpul meciului? Nu în timpul meciului. A fost înainte să încep să joc fotbal la un nivel ridicat, la divizia B sau... Așa. Când eram copil și... Când am fost la vizita medicală, atunci mi s-a descoperit la Baia Mare. Ai avut probleme din cauza asta în timpul carierei? Adică... Din cauza... Nu. După operație, nu. Totul a fost în regulă? Da. Adică n-aveai nevoie de lentile, de chestii de genul ăsta? Nu. Acum am nevoie de ochelari la citit. Nu am. Bine, acum și Ilie Dumitrescu are nevoie de ochelari. Ai văzut că își dă ochelarii la emisiune, dar înțeleg că totuși n-are dioptrii. Asta ți-am zis și mai devreme. El n-are dioptrii, sunt doar așa de... pentru zim. Dă bine la televizor cu ochelari. Adică pare mai înțelept. Vreau să te întreb, care crezi că sunt marile probleme ale fotbalului românesc, care au rămas care erau și când erai tu și care crezi că sunt în continuare în fotbalul românesc? Problemele care erau înainte nu prea erau bani, cum sunt acum. Acum sunt bani, dar nu mai e calitate. Uh-huh. De ce nu mai e calitate? De ce crezi că nu mai e, jucătorii nu mai au aceeași calitate de acum mulți ani? Nu știu ce să vă zic. Asta e... Mulți pleacă, mulți copii pleacă din țară. Am văzut la echipe în străinătate de la 13, 14, 15, 16 ani, sunt foarte mulți români. Am stat în Germania la Hamburg un an jumătate. Ce ai făcut și acolo? Am fost la câteva selecții. Și a trimis Under 14, Under 18. Uh-huh. A fost o selecție în Germania câteva zile, da? Și am fost acolo și eu, la München s-a ținut. Așa. Și erau foarte mulți copii români care veneau foarte, 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 foarte mulți care sunt germani. Și vă dați seama că dacă au calitate, rămân la cluburile din Germania, unde stau cu părinții, unde stau și alt nivel de educație, alt... nivel de antrenament. Aici am văzut, asta vorbeam, am fost la școala de antrenori, eram 33, acum când am făcut pentru licența B. Da. Am fost eu, B2, și încă unul sau doi care am jucat fotbal. Iar până la 33, oameni simpli, oameni de pe stradă, oameni care vor să facă antrenori și făceau școli de fotbal. Fiecare dădea jos de pe taxiu, are școală de fotbal, se ducea și antrena copii. Și ce poți să-i ceri atunci? Ne întrebăm de ce nu avem calitate. Trebuia să fie un barem, trebuia să fie un sistem ca să ajungi antrenori. Nu oricine se trezește, se duce, plătește, face școala de antrenori și devine antrenor. De copii, de juniori, de... Ai fost coleg cu Ilie Poenaru la Timișoara, mă uitam.
Simțeai că are stofă de antrenor de atunci? Se simțea sau nu dădea niciun semn? Niciodată nu am crezut că poate ajunge. Era un tip liniștit, calm, își vedea de treaba lui. Nu mă gândeam că poate să se impună la o echipă și să... Bravo lui! Am vorbit cu el acum câteva luni la telefon. Da. L-am felicitat, chiar mă bucur pentru el. Ai mai avut un coleg la Timișoara care a ajuns celebru, dar în alt domeniu, Angheluță, comentatorul. Da, și cu... vorbesc cu el, am și jucat la All Boys anul trecut sau înainte de pandemie. Așa. E un campionat și mă întâlneam cu el, dar m-am întâlnit cu el și... Era talentat? Am stat coleg, da, îi spuneam mereu că el are lapte în vene, nu are sânge. De ce? La cât de calm, la cât de liniștit, cât de tacticos pășea și... Am stat cu el în cameră. Da? Mult timp. Cu Angheluță. Deci Angheluță Todoran, uite ce colegi de cameră ai avut. Cu cine ai mai fost coleg de cameră de-a lungul carierei? Toți sunt celebri. Numai eu. Pe cine ai mai avut coleg de cameră? Da, am avut mulți jucători colegi de cameră. Cunoscuți? Cu Bordeanu, care e cu Sam Petrescu, cu Luca, cu Bărcăoan, în Grecia. Și cel mai dificil dintre ei, care a fost cel mai dificil coleg de cameră? Cel mai dificil cred că eu am fost. De ce era tu cel mai dificil? Întrebați-i pe ei. Păi povestește-ne tu, de ce erai dificil? Nu aveam niciodată liniște și stare. Mereu eram agitat, mereu îi zăpăcea. Povestește-ne ceva din carieră ce ai făcut, o chestie amuzantă pe care nu poți povesti în dimineața asta. Ca să ne arăți cât de agitat erai. Chestie amuzantă. Am ascuns salvarea la doctor, la Timișoara, a lăsat-o deschisă și am băgat-o cumva prin spatele stadionului în niște tufișuri, că nu știu cum m-am dat eu jos din ea atunci. Cum și adică? A zis că sună la poliție, l-a sunat pe Toni, pe Dobuș, că nu-și găsește salvarea. Asta în timpul și antrenamentului sau când? După antrenament. Așa. Noi am făcut plus și am plecat și era deschisă salvarea în parcare. În fața stadionului. Și m-am urcat în ea, am dus-o printre niște tufișuri pe acolo, am băgat-o, am zgâriat-o toată, țin minte, și am lăsat-o acolo. Și când a plecat, când a venit să plece cu salvarea, nu mai găsea salvare. A crezut prima oară că e o glumă, dar când a văzut că e serios, a sunat pe la Dobroș, că sună la poliție și după aia numai o singură persoană putea să-i facă una ca asta. S-a prins că tu erai. Da, păi, orice se întâmpla, prima oară era vehiculat numele meu. Șuleap era vinovat. Da, bun, rău, nu contează ce era, eram primul pe listă. Dar pe teren, din ce mi-aduc aminte, erai destul de aspru, adică erai un tip care intra serios la minge, erai un tip... Da, asta nu. Pe teren, cât a fost glumă, cât a fost în afară sau pe la antrenamente, dar în timpul meciului sau... Nu-mi plăcea niciodată să pierd. Nici la antrenamente nu-mi plăcea să pierd. Când jucam tot timpul, eram nervos și supărat când pierdeam pe un meci. Mai jucam tineri cu bătrânii sau făceam două echipe și niciodată. Crezi că ți-ai atins potențialul ca jucător? Potențialul pe care îl aveai? Nu. Potențialul era dacă ajungeam să joc la o echipă de top și din România. Da. Să joc, nu să merg și să, cum am fost la Craiova, m-am plimbat jumătate. Aveam posibilitatea asta la Steaua, dar m-am accidentat de menisc. Când? Țin minte când eram în Gloria Buzău. În iarnă trebuia să plec cu ei în cantonament, era Marius Lăcătuș antrenor. Și au vrut să te ia. Da, din ce am înțeles, nu știu 100%, dar dar m-am accidentat și m-am operat de menisc și am rămas la Buzău până în vară, în continuare. Semnasem doar un an cu Buzău. Ăsta e mare regret al carierei tale, că n-ai jucat la o echipă de top? Da, că nu am jucat la Steaua, echipa cu care am ținut de mic, de când eram copil. Da? Ai fost elist? De unde? De unde? Țin minte că m-am uitat la final, la Legii Campionilor, Cupa Campionilor, cum era în 86.
79, deci aveai cât? 7 ani? Avea 7 ani, da. Așa. Și de atunci, eu jucam fotbal și atunci prin cartier, cu copiii, cu alea, dar de atunci a început să-mi placă Steaua și a rămas în mintea mea Steaua și numai Steaua. Mereu mă uitam la meciuri când juca Steaua și... Să înțeleg că aștepți Steaua în prima ligă acum sau o consideri în prima ligă? Nu mai consider nimic. Pentru mine Steaua e Steaua. Care a fost acum? Orice stea din prima ligă, le doresc mult succes. Dar te-ai identificat totuși cu FCSB ca suporter, fost suporter al Stelei din anii 80-90? Sau nu? Nu știu dacă. Cred că da, aceasta este echipa. FCSB. Au fost niște acte care au fost făcute cum au fost făcute. Dar echipa aceasta, Steaua din Liga 4-a 1 a fost până acum. Până acum 3-4 ani. În 2010 unde erau? Avea activitatea întreruptă. Din cât? Din 86 sau din cât? Nu. Din 8? Din 2009, cât? Când a fost preluarea Păuneștilor? Nu mai știu. 93-94. Nu, mai târziu. Mai târziu. Da. 97? 98, cred, sau. 99? A. 98. No. Mi se suflă. Un stelist în suflă în cască. Deci tu consideri că FCSB e totuși Steaua? Da. Contează ce consider eu. E păcat că Păi uite, vreau să te întreb, la peste 2 ani când vor fi ambele în prima ligă, probabil, și vor juca, vei avea o favorită? Nu, dar nici acum nu am nicio favorită. Nu singura mai, echipă nu? La care mă uit și am pierdut în ultima perioadă și e Barcelona, care sincer nu am pierdut niciun meci. La toate meciurile le-am. Am părut rău că au pierdut și campionat și cu echipele mici și din Liga Campionilor au ieșit. În rest chiar nu m-am mai uitat. În ultimele 2 luni, câtă treabă am avut, nu m-am uitat la fotbal. Nu mai am urmărit nimic. Fii atent ce vreau să te... Că mai avem câteva secunde din emisiune. Vreau să te întreb, să te rog, dacă vrei și dacă poți și dacă simți, să-i transmiți un mesaj mamei lui Cristi Neamțu în dimineața asta, video. Dacă ar fi să-i spui ceva, ce îi spune în dimineața asta? În primul rând că sunt nevinovat și a fost un incident neplăcut. Iar părerile de rău și știe toată lumea că simte și asta, ca om, ca... poate și ție îți pare rău și oricui a părut rău. Mie îți dai seama că cel mai mult și cel mai mult. Dar nu am cum să-i alin durerea, suferința sau pot să fac eu ce aș face. E conștientă că regret tot ce s-a întâmplat și... Nu știu, sper că a trecut cu bine, sper că este ok. În rest, chiar nu știu ce aș putea să-i spun. Nu știu, e un moment greu. A fost și în continuare, când mă gândesc în ăsta, nu. E un moment neplăcut, nici am evitat să vorbesc. Marius, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Îți doresc multă sănătate și multă baftă în business-ul pe care l-ai început. Să ne reauzim cu bine. Da, sper. Multă sănătate, multă sănătate ție și familiei tale, toate cele bune. Mulțumesc la fel și emisiuni plăcute în continuare. Mulțumesc, mulțumim și noi. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit în această dimineață. Ne revedem mâine la 91 minut la GSP Live. Peste zi nu uitați www.gsp.ro pentru toate informațiile importante, relevante din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună, pe mâine!